Salutare, prietenul meu! Bine ai venit pe canalul meu! Eu sunt Mihail Cycle și astăzi vom învăța cum putem face din niște sticle un aparat cu care să faci mușchi. Facem diferite exerciții în condiții de casă, fără să folosim ferul. Să începem! Deci primul lucru care o vom face, trebuie să înțelegem ce avem nevoie, adică ce pregătire fizică avem. Dacă suntem începători, v-aș recomanda să luați undeva două sticle, da? Dacă sunteți puțin mai avansat, puneți câte trei sticle, una lângă alta. Sunteți undeva mediu sau ceva. Dacă doriți, dacă sunteți puțin mai pregătiți, aveți adică un nivel hard work, adică aveți un nivel avansat, puteți să puneți și 4 sticle și 5, independent de cum vă este vouă mai ușor. Sau puteți să puneți niște sticle de 5 litri. Aici e doar totul la imaginația voastră, totul depinde de voi. Iar acum ce o să facem cu aceste sticle? Luăm sticlele și mergem și le împlem cu apă. Număr până la 3 și ele sunt cu apă. 3, 2, 1. Deci uitați-vă, sticlele le-am împlut deja cu apă. După ce împlem sticlele cu apă, le luăm cu ceva și le ștergem foarte bine sau le lăsăm să se usuce, independent de ce cum doriți voi. Dacă aveți timp, puteți să lăsați să se usuce. Dacă vreți cât mai repede să faceți aparatul acesta, adică această combinație, să vă antrenați cât mai repede, să crești cât mai repede, atunci le ștergeți imediat și le pregătiți pentru experimentul de astăzi. Știu că toți aveți sticle vechi, oricine are sticle. Este un indiciu pentru toți care vreți să vă ocupați, dar nu aveți bani, să vă cumpărați fiere diferite. Deci, sunt 4. Ne punem așa jos. Următorul pas care îl vom face, vă luăm lipici de dorit, lipici niște farce. Lipici de dorit să fie mai lat, ca să se țină mai bine. Dacă nu aveți, luați unul mic. Doar aceasta o să trebuiască investiții pentru lipici să vă cumpărați. Deci, luați lipiciul și le lipiți. Le lipiți una lângă alta, lipiți. Acum, cum v-am spus, independență de pregătirea voastră fizică, independență de ce greutate doriți, așa vă faceți aceste aparate, pot să vă spun, nu știu, pentru facere de mușchi. Adică, dacă sunteți începători, vă este greu, adică sunteți mici, încă puteți să faceți exercițiile, da? Cu un litru jumate, vă este destul, lăsați așa, nu trebuie să vă lipiți nimic, pur și simplu faceți diferite exerciții, sunt mulțime de exerciții pe internet cu care puteți să faceți aceste exerciții. Eu o să vă arăt chiar în următorul video ce se poate face cu aceste sticle. Deci, dacă sunteți puțin mai învățat, cum v-am spus, lipiți 2, dacă vreți 3, dacă vreți 4. Totul la imaginația voastră. Pur și simplu luăm sticlele, le punem, căutăm capătul lipiciului și le lipim. Principalul să fie șteartă ca să nu numerească apă, că altfel se discleie lipiciul. Ca să fiți mai convenabil că o să se primească, puteți să scoateți și chestiile acestea dacă doriți de pe ea. Dacă vă încurcă, puteți să scoateți cu scrisurile acestea. Dacă nu doriți, puteți să lăsați așa. Eu o să las așa. Și pur și simplu puneți, la început puneți puțin, uite așa, aproximativ pe toată. Și puneți lipită. Are all these broken dreams and these hopeless teens how it's supposed to be? Yeah. I'm sick and tired of these broken dreams, these broken teens sitting down on broken. Deci, uitați-vă ce s-a primit. Se ține, totul e super. Și acum puteți să faceți ce doriți cu ea. Dacă doriți să se țină mai bine, mai puneți aici jos. Și aici sus, cât mai mult lipici, cât mai bine se țină. Eu n-o să risc, o să mai pun. Feel like you don't know. Sometimes you go feel like it's going slow. Sometimes you go wish that it came fast. Sometimes you go dwell back on the past, yeah. Uite așa, cum se ține destul de fain. Destul de ok. Așa faceți și cu cea de-a doua. Cu cea de-a doua nu o să fac, căci vă demonstrez. Eu am aici făcute câte 3. Vedeți? Sunt câte 3, astea sunt 4 litri jumate, una, 4 litri jumate în alta. Pentru mine este destul de ok să fac diferite exerciții.
Voi dacă doriți puteți face câte două, câte una, câte patru, câte cinci, câte doriți. M-am spus, imaginația voastră. Și deja începe să faci cu ele diferite exerciții, nu e o problemă. Acum vreau să vă urez succes. Sper că video de azi v-a plăcut. În video următor o să facem ce se poate făcut cu aceste sticluțe minunate, fermecătoare. Uite, deja doar ridic puțin și simt umerii. Mi-a făcut plăcere să vă învăț ceva nou. O să facem deja și rubrici de acestea, unde o să vă învăț cum puteți face diferite chestii cu care puteți să vă ocupați, tot legate de sport, desigur că. Și pace, iubire, fericire. Dacă sunteți nou pe acest canal, atunci abonați-vă. Stau așa cu spatele în jos. Mie este lene să ridic camera puțin în sus. Abonați-vă la acest canal. Și... wow, ce greu! Încă o dată. Peace out, dragi mei prieteni. Și desigur că iubiți sportul, iubiți familia și mereu mergeți spre visul vostru. Pa, pa! Până data viitoare! Walking dreams and these hopeless teens, how it's supposed to be.